Dragoș concluzie la finalul partidei cu Fara. Bună seara. Dezamăgire mare, am pierdut 3 puncte din nou. Farul devine nașul nostru, așa probleme cu în ultimul timp. Nu reușim să ne atingem obiectivul, să câștigăm punctele puse în joc. Sunt dezamăgit, pentru că mă așteptam la mai mult în seara asta, mă așteptam să fim mult mai luciți la finalizare, pentru că, cum bine ați văzut și dumneavoastră, ne-am creat oportunități, dar ne-a lipsit luciditatea, concentrarea. Și, la fel, mi-aș fi dorit să fim mult mai precauți și să avem o prevenție mult mai bună pe faza defensivă, pentru că știam foarte bine ce face domnul Hagi și modul lor de a se exprima pe ofensiv și n-am reușit totuși să blocăm pe acele mingi în spatele nostru, pe acele intrări foarte bune pe care le creează atacanții. Dragoș, și în 10 zile s-a spulberat totul, și cupa și campionatul. Acum e în pericol și locul 3. La fotbal, bineînțeles că dacă nu câștigi și dacă nu legi victorii și legi înfrângeri, obiectivele se îndepărtează. Singura soluție este să avem atitudine și următorul joc să-l câștigăm. Pentru că în sport asta este esențial și asta e important, ceea ce vine. Dacă nu reușim să ne trezim și să obținem punctele pe care le jucăm, atunci vom avea probleme. Cum am spus, pentru locul 3, pentru locul 2, pentru celelalte obiective care au rămas palpabile și matematice. În criză de rezultate sau în criză și de joc? Păi asta trebuie să o spuneți dumneavoastră, ceea ce ați văzut din tribună. Eu n-am apucat să analizez jocul. Cred că am alternat momente bune spre foarte bune, cu momente mai puțin inspirate, cu greșeli în defensivă, dar, din păcate, rezultatul este cel care ne mulțumește total și am pierdut punctele puse în joc. Poate mi-aș fi bucurat să nu ne creăm acele oportunități și să fi câștigat dintr-un gol norocos și să vorbim acum de Craiova câștigătoare. Dragoș, din tribune s-a văzut că unii dintre jucători nu au ochi de fotbal. Cum vezi tu lucrurile? Cum s-au prezentat la antrenament? Pentru că da, în teren s-au plimbat unii dintre ei foarte absenți, neimplicați, greșeli. A fost o perioadă scurtă în care am stat cu ei, dar la antrenament să știți că au fost receptivi. Mi-au dat impresia, cel puțin, că au înțeles ceea ce am pregătit. Au avut momente în care au arătat că poate să joace după partitura pe care o pregătisem. V-am spus, acum rezultatul e clar că ne dezavantajează și ne face să facem o analiză mult mai aprofundată și să vedem care sunt cauzele și să vedem care sunt acei jucători care dumneavoastră spuneți că v-au dezamăgit. Eu sunt la cald, n-am văzut deloc nicio imagine din partidă, nu vreau să vorbesc la cald pentru că știți dumneavoastră cum sunt emoțiile, sunt dezamăgirile și nu vreau să mă joc cu cuvintele. Totuși au fost două ocazii și mă refer la Marković, care n-a nimerit nici măcar poarta din poziții extraordinar de bune. Este frustrant și pentru mine ca antrenor și pentru public și pentru el ca jucător în momentul în care îți creezi niște oportunități mari de a marca și nu reușești să marchezi. E clar că apare frustrare, apare nemulțumire. De asta spun că ne trebuie luciditate pe viitor dacă vrem să adunăm puncte. Pentru că dacă nu avem luciditate, degeaba ajungem acolo. Te gândești la o revoluție în primul 11 la meciul cu Sepsi? E greu să spun acum. V-am spus, trebuie să facem o analiză cu toții împreună, să vedem care e soluția să câștigăm următorul meci. E clar că următorul meci trebuie câștigat. Trebuie să depistăm cauzele, să găsim soluția, să îndepărtăm greșelile și să fim eficienți, să adunăm puncte. Dacă nu adunăm puncte, degeaba suntem frumoși dacă nu adunăm puncte. Următorul meci te găsește tot pe bancă? Ce ai vorbit cu domnul Rotaru? Asta trebuie să întrebați conducerea. Eu sunt în poziția de antrenor interimar. A fost clară comunicarea, cred, către mass media. În momentul în care se va găsi soluția, vom vedea ce se va întâmpla. Până atunci sunt antrenorul interimar al echipei și încerc să-mi aduc aportul cât pot eu de mult să îmbunătățesc tot ce înseamnă joc și rezultate. Dragoș, am văzut în această seară un club care promovează tineri cu fiecare an.
Tu vii acum, practic te ocupi de centrul de copii și juniori. Când vedem și noi acești tineri pe care noi creștem, de multe ori ieșim campion cu ei, dar nu reușim să-i integrăm în primul 11 al universității, deși sunt craioveni, deși poate unii ar merita mai multă atenție. Într-adevăr, ați spuntat bine, am întâlnit o academie, echipa de seniori a unei academii, care au o filozofie, care promovează tot timpul jucători, dar cum vorbeam înainte de meci și cu domnul Cică Popescu, la ei nu este presiune, dar noi e presiunea mare. Sper să se găsească timpul necesar, să se găsească filozofia necesară ca să putem să implementăm și să aducem cât mai mulți copii în fața publicului, pentru că se muncește bine acolo. Poate știți, suntem cu toate echipele de la campionatul de elită, suntem în semifinale. Sperăm să ajungem să jucăm cu toate patru finalele și sper să venim să propunem jucători către prima echipă și să apară din nou spiritul pe la Oltenescu, jucători crescuți aici. Chiar îmi doresc foarte mult și pentru asta muncesc și chiar m-am implicat 100% în această muncă în cadrul Academiei din punct de vedere tehnic. Chiar îmi doresc și eu să găsim toate lucrurile necesare ca jucătorii care cresc în Academie să apară ușor, ușor, treptat în fața publicului de pe Oblemenco și să devină certitudini. Dragoș, crezi că suporterii și-au pierdut răbdarea? Că au fost momente când au huiduit, inclusiv la schimbarea lui Marcovici. Eu înțeleg, publicul e cald, la Craiova e fierbinte, vrea tot timpul victorie, e normal. Așa au fost crescuți, așa au fost obișnuiți, să avem spirit de învingători, să mergem tot timpul la victorie, să facem spectacol și să câștigăm. Asta vorbeam și cu domnul Hagi și îmi spunea că Craiova, în timp, a obligat și a obișnuit lumea să-și dorească asta. Îmi cer scuze față de ei că nu am reușit să le facem o surpriză astă seară. Dar trebuie să fie mai calzi, pentru că eu cred că a doua repriză cu Rapidul e și datorită lor. Și astăzi poate că dacă se trezeau și puțin, îi trezeau și pe băieții mei. Ca să vorbim așa, dacă cam asta e. Poate îi trezeau și pe ei. Nu știu, v-am spus, îmi cer scuze pentru rezultat. Îmi pare rău că nu le-am făcut o seară fericită. Îmi pare rău că vine a treia înfrângere într-un timp atât de scurt. Dar cred că cel mai elocvent meci este meciul cu Rapid, repriza a doua. În Craiova a jucat în inferioritate numerică și datorită publicului a întors rezultatul. Nu doar că a egalat. Sper ca pe viitor să-i face să fie acel al 12-lea jucător. Mulțumim!